Sărbătorile au venit cu relaxare, cadouri, dar și cu prea multă mâncare și, în consecință, kilograme în plus. Dietele de slăbire rapidă sunt la mare căutare la început de an, iar sălile de fitness câștigă brusc clienți. Din păcate, majoritatea dietelor se concentrează strict pe eliminarea kilogramelor și pierd din vedere sănătatea sau eficiența pe termen lung. Începutul de an este pentru multe persoane un prilej ideal pentru a-și propune să slăbească. Însă 10 kg în 3 zile nu e un termen realist dacă ții la sănătatea ta și vrei să-ți păstrezi silueta mai mult de durata regimului strict. Gândește-te la o abordare mai echilibrată a slăbitului, cu accent pe o stare de sănătate mai bună și un nivel ridicat de energie, nu strict la numărul de pe cântar. Gândește-te ce vei mânca în următoarele 2-3 zile sau chiar pe o săptămână. Cumpără alimentele necesare și pregătește-ți în avans câteva ingrediente. De exemplu, legume gata tăiate, fructe uscate și nuci porționate pentru mici gustări. Astfel, vei avea totul la îndemână și îți va fi mai ușor să prepari mese hrănitoare. Poți să apelezi la un nutriționist bun, care îți va face recomandări personalizate, ținând cont de stilul tău de viață, dar și de preferințele culinare. Mănâncă porții mai mici, dar suficient de des încât să nu-ți fie foarte foame când te așezi la masă. Astfel, îți vei regla apetitul și îți vei menține constant nivelul de energie pe tot parcursul zilei. Relatează superflu.ro, datea celor care urmează diete de slăbit rapid. Nu trece în extrema cealaltă, reducând prea drastic cantitatea de mâncare. Mănâncă porții mai mici, dar suficient de des încât să nu-ți fie foarte foame când te așezi la masă.